Bună ziua! Bine ați venit la emisiunea Economia de Piață. Astăzi vom discuta despre siguranța alimentară. Invitatul meu este domnul director Nicolae Călescu, directorul Direcției Sanitar Veterinar Gorj. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Bine ați venit la emisiune. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Postul dumneavoastră și bine v-am găsit, v-am regăsit pentru această emisiune. Da. După o vară destul de capricioasă, nici prea mult soare sau câteodată prea mult soare, multă ploaie, cum stați cu siguranța alimentară pe aceste zone? Cum a stat? Fiind cald, pensiunile probabil în Gorj au fost pline, a fost nevoie de produse alimentare suficiente pentru turiștii care s-au dus și cum v-ați descurcat, că ați avut volum de muncă destul de mare. Da, ca în fiecare an în această perioadă, conform notelor de servici pe care le primim de la autoritate, ne-a sosit și nota pe sezonul estival. Am început acțiunea undeva în iunie, la sfârșitul lunii august, mai precis pe 31, o să tragem concluziile. Noi periodic am avut de raportat ce am realizat în această perioadă pe domeniul siguranței alimentelor. După cum spuneați și dumneavoastră, am verificat la nivelul județului Gorj toate unitățile de procesare, de comercializare a produselor de origine animale, toate hipermarketurile de la nivelul județului și în zona de sub munte, pensiunile turistice, mă refer aici la stațiunea Rânca, zona de sub munte de la Târgu Jiu, Runcu Tismana Padeș, taberele școlare de la, din județul Gorj. Mai avem tabere școlare, avem și la Rânca, la Tismana, avem o tabără la Bâlta. Deci mai sunt. Am fost de fiecare dată notificați de reprezentanții acestor tabere zilele și perioadele când vin grupurile de elevi pentru a fi ne deplasa și a face verificarea la fața locului. Am verificat totodată și ștrandurile, chiar dacă vremea, cum spunea și dumneavoastră, a fost când soare, când ploaie, dar am verificat stațiunea Săcelu, ștrandul de la stațiunea Săcelu, Motru, Bălești, deci am avut activitate din plin. Dacă mă întrebați și de evenimente și de rezultatele care le concluzionăm peste câteva zile pentru a răspunde la ANSVSA, vreau să vă spun că am avut și evenimente neplăcute, deci am fost nevoiți să aplicăm sancțiuni, după cum știți și dumneavoastră și telespectatorii, noi în fiecare săptămână avem un comunicat de presă care îl dăm, apare în presa locală și după cum se vede săptămânal, avem aplicate sancțiuni. Numai săptămâna trecută, dacă e să mă refer la săptămâna trecută, am aplicat peste 55.200 lei, 4 amenzi la magazine și un bar din zona Rovinar, Făcășești, Bălteni. Și ce ați găsit? Ce neregulă ați găsit? Am făcut în urma unei sesizări primite de la Poliția Rovinarii, am trimis o echipă la fața locului. S-au aplicat două sancțiuni de a câte 2000 de lei pe condiții de depozitare necorespunzătoare. Aparatură frigorifică prost întreținută, deci vechile noastre probleme. De.
Deci am aplicat două amenzi la câte 20 de 2000 lei și două 600 lei. Deci în total 5200. După cum vă spuneam, începând cu luna iunie, am bătut, să zic așa, județul de-a lungul și de-a Latul. latul. Am verificat pensiunile din stațiunea Rânca și acolo am avut o problemă la o pensiune, tot la fel pe condiții de depozitare. Am aplicat o sancțiune de 600 de lei, i-am dat termen, problemele au fost remediate, termenul stabilit și totul a intrat în Dar normalitate. alimente alterate sau altceva? Nu, alimente alterate, nu expirate, nu. Oamenii probabil că au înțeles că în situații de acest gen amenzile sunt foarte mari. Ajung uneva Usturătoare. usturătoare, ajung Te uneva pot la băga în faliment până la urmă. 450 de milioane vechi și nu cred că își permite Da, nimeni da. să facă așa ceva, să păstreze alimente expirate în cadrul unității. Nu, asta este o veste bună, că totuși avem, că celelalte cu depozitare, acelea ar trebui să se rezolve mai Mai repede. repede Da. pe plan local, dar nu, oamenii s-au pus la punct. Bine, după cum știți, noi suntem în permanență într-o continuă mișcare la toate Și unitățile, foc oamenii în continuu foc aveți. continuu, oamenii au priceput. Dacă la început aveam probleme de etichetare, oamenii s-au pus la punct, au înțeles și nu mai întâmpinăm probleme de acest gen. Deci, într-un cuvânt, în ceea ce privește siguranța alimentelor, eu zic că lucrurile s-au îndreptat. Aprovizionarea se face de la unități specializate, cu documente, cu... nu e nicio problemă. Unități unde au laboratoare de Laboratoare de... cercetare și deci nu dau drumul Exact, la... deci nu se vine nimic fără documente. Au pornit acele, discutam la începutul anului, a pornit producția de carne de pasăre. Chiar astăzi am avut o discuție cu medicul ce efectuează servicii la abatorul de la Avicola. Da, deja s-a dat drumul. Ieri au venit firma care se ocupă de serviciul abatorului, au verificat instalațiile, tot, și vor începe activitatea. Săptămâna trecută am fost personal acolo. E un lucru bun ceea ce s-a făcut la nivelul județului Gorj. Discutam cu personalul din cadrul Avicola Vâlcea. Până săptămâna trecută erau circa 450 de persoane angajate din județul nostru. Chiar e să zic, să dau un exemplu pozitiv. Primăria Negomir respectiv primarul comunei Negomir s-a implicat, a luat legătura cu conducerea societății, au angajat 50 de persoane numai din comuna Negomir, le-a asigurat Transportul. transport, dus adus de la Negomir și retur. Da. E un lucru bun, mai se interesează și la alte localități, pentru că e și în folosul societății ca oamenii să fie din aceeași localitate, le asigură transportul, vin toți în același timp, pleacă toți în același timp, oamenii se cunosc, colaborează între ei. Eu Da, zic că e un... este un lucru bun și se rezolvă problema forței de muncă. La un moment dat, și încă nu Da. s-a rezolvat, este o problemă cu forța de muncă la nivel de țară. Da, și totodată din discuțiile cu conducerea societății spuneau că
până se va stabiliza, să zic așa, cât de cât forța de muncă acolo, vor fi, se vor perinda, vor veni, vor pleca, ce dar ca așa au întâmpinat, aceleași probleme le-a întâmpinat și la Vâlcea, până s-au așezat lucrurile, oricum fermele sunt modernizate, sunt față de ce era, Ninu le mai recunoaște. Înseamnă că o să avem carne de calitate de pasăre, carne de pasăre de calitate. Carne de calitate, inclusiv o serie deja a fost vândută, mă rog, pentru că nu a putut să dea drumul la abator, au fost dirijată spre un abator de la, din Ungaria, ce au putut, au mai sacrificat și la abatorul de la Vâlcea. Deci acum vine a doua serie de acopulat. Zic eu că e un lucru bun pentru județul Gorj, așteptăm să vedem ce fac și cu fostul complex de porci de la Drăguțești, sunt în discuții avansate, chiar zilele trecute citeam în presa locală. La Drăguțești sau cel de la Iezureni? Nu, prima dată se va realiza cel de la Drăguțești. Uh-huh. Citeam săptămâna trecută în presa locală că și la Scoarța sunt în discuții avansate cu primăria, e vorba de câteva hectare de teren care au fost revendicate de cetățenii din localitate și se caută o modalitate de a-i despăgubi sau de a cumpăra teren și a le da în altă parte, pentru că vor să investească și la acolo Scoarța. Era parcă de ovine sau de era ce? De bovine. De bovine era? Bovine, da. Da. Din discuțiile cu reprezentanții societății Avicarvil vor investi și la Scoarța, ceea ce ar fi un lucru foarte bun, cel puțin pentru locuitorii din Scoarța, din zonă, pentru că dumnealor vor beneficia de locurile de muncă. Sigur, mulți primari am văzut, nu știu dacă și la noi, dar prin țară, n-au mai dat acele ajutoare. Deci au trecut să nu le mai dea, fiindcă nu aveau bugete la primărie și probabil cu ocazia asta și rezolvă această problemă. Luna trecută, dacă nu mă înșel, tot așa într-o discuție cu domnul primar de la Țicleni, îmi spunea că și de la nivelul localității Țicleni au plecat spre Avicola să se angajeze, în jur de 20-30 de persoane, cei care beneficiau de ajutorul social și n-au stat decât câteva zile că nu le place munca, le convine mai bine să ia ajutorul. Zic, bine, bine, dar în final o să dispară și atunci o să-i vedem ce vor face. Păi nu, dar practic dacă ei au refuzat locul de muncă și n-au stat acolo, automat nu mai pot beneficia. Pierdut, sigur că da, adică autoritățile să-ți bat să le găsească surse de venit pentru traiul de zi cu zi și ei dau cu piciorul. Da. Da, probabil că se va regla și această situație. Oricum, una peste alta, eu zic că am făcut un lucru bun cu reînființarea celor 7 ferme de la și Vicura, inclusiv abatorul. E bine și pentru noi ca instituție, Direcția Sanitară Veterinară încasează niște bani prin analizele pe care le facem, periodice, deci noi la nivelul DSV-ului avem un buget anual pe care trebuie să-l realizăm, să-l încasăm și când o analiză zilele trecute, eu zic, dar mai avem puțin bani de recuperat pe trimestrul ăsta, că numai cu gospodăriile private nu avem scurtă. Ne chinuiam, unități avem puține, nu avem de unde să încasăm, doar e un lucru bun și pentru noi ca instituție.
Și pentru toată lumea, implicit, e probabil o să bage pe piața gorjeană o să, și bineînțeles că o să, dea, o să exporte și în alte județe. Exact, carnea. O să înființeze în jur de 40 de unități de comercializare. A, de magazine? De magazine, da, în Gorj. Bănuiesc că vor fi prin aproape toate comunele. Vă închipuiți, aici vor fi mașini care transportă. Oamenii care vor fi angajați ca și magazine, șoferii, deci numărul de angajați, angajați va crește. Și deci astfel de investitori trebuie ajutați, trebuie atrași da. Către județul nostru. Sigur, nu numai investitorii străini pot să creeze locuri de muncă, ci și investitorii români. Și chiar eu cred că ar face mai multă treabă investitorul român decât cel străin. Fiindcă cel străin, când nu mai are profit, a închis și a plecat. Da, vreau să vă spun că eu am asistat atunci când și-au prezentat intenția de a deschide avicola, am fost la prefectură și mă uitam așa mult, am fost sceptic. Da, zic, eu știam situația dinainte, de. Când au fost arabii care au... Și zic, și uite că s-a... Eu știu, fiindcă eu au avut niște utilaje de tăiat, care erau huzvarna, nu știu de unde le luați, și una, două li se... Defectau. Fiindcă le munceau foarte mult, fiindcă tăiau geamuri, făceau geamuri acolo, tăiau un beton în ele... Și vedeam mereu la pline de praf. Bă, zic, ce se întâmplă, ce-i cu ăsta? Dom'le, au termen să dea, da. Au folosit, au grafic după care lucrează și era firma, mi se pare, din Piatra Neamță, din Neamț sau nu știu de unde erau, din Moldova. Au fost din Moldova, au fost din Ploiești, din Călărași. Și ăia săracii veneau mereu cu ele la acolo. Da, ce se întâmplă? Ca și termen au... Cam întârziat am un cam pic, întârziat, pe, tocmai datorită echipelor care s-au tot perindat, de constructori, de... Și au fost renovări dificile, din câte am înțeles. Deci n-au rămas decât, practic, pereții, acoperișurile au fost... Și la pereți au umblat, că trebuie să taie pentru ferestre, exact. Pentru ele au făcut altceva acolo. Uite, nici n-am trecut să văd cum arată. Exteriorul izolat, e împrejmuirea la unele ferme, a fost făcută... De nou, deci dacă știți cum arătau înainte și mergeți acum, știu că e o diferență foarte mare. Da, pe timpul dinainte de 89 chiar am lucrat, făceam partea electrică și de automatizare acolo. Deci am lucrat cu avicola, cu abatoarele, cu astea pe automatizări și pe astea și deci le știu cum arătau. Da, aș fi curios să văd cum mai arată acum. Da, e ceva frumos. Spuneau... că până în toamnă vor fi finalizate și aleile, vor fi betonate, vor fi ronduri de flori, deci exact cum au și la Vâlcea, da. Nu, dar și la Vâlcea, tot la fel, sunt puse la punct. Am avut, parcă vă spuneam și cu alte ocazii, am avut un coleg care a stat 3 săptămâni acolo și spunea, zice, n-am avut nimic de reproșat. Da. Ce am văzut acolo față de... A fost în perioada când era pe final cei dinainte, respectiv, arabii. Și el știa ce e la noi aici și când s-a dus acolo, parcă era pe altă lume. Da. Oameni care s-au interesat, oameni care au vrut să facă ceva și au făcut-o cu succes, ca și la noi, deci e... De asta spuneam că ar fi bine să fie ajutați, chiar subvenții să le dea statul, cum dau la firmele străine, sute de milioane de euro. Categoric. Eu am spus că la un moment dat, dacă ar fi dat sutele alea de milioane de euro care le-au dat la nu știu ce firme, chiar și la Renault, chiar și așa mai departe, deci dacă împărțeau milioanele alea de euro la... întreprinzătorii români, eu zic că era poate mai bine și poate nici forța de muncă nu mai pleca în afară, dacă se făcea imediat după Revoluție. Și atunci am fi avut altceva, dar probabil nu s-a dorit nici din afară. Probabil. Nu, și dumnealor beneficiază. Știu că pe timpul guvernării Cioloș
Au dat, nu știu, la câte întreprinderi, la 18 întreprinderi ajutoare de stat. Și din toate, nu știu dacă a fost una românească. Restul numai străine. Nu e posibil așa. Deci din bugetul României să dai firme străine care până la urmă nu le poți controla și pleacă și te lasă exact cu fundul în baltă când ți-e lumea mai dragă. Deci sper să se plece mai mult, dacă vor fi lăsați, că multe chestii unii se fac din afară, se dirigează din afară. Și probabil nu o să ne lase să ridicăm capul odată ce ne-au pus probabil talpa. Foarte greu este să ne ridicăm, dar uite, încet, încet mai fac și cei de la, spuneați, cei de la Drăguțești. Cei de la Drăguțești deja au negociat cu ce se întâmplă acolo. Sunt câteva persoane care au cumpărat fostele grajduri și s-au înțeles, mai era vorba doar de două persoane, una care era plecată la muncă prin Anglia și cea de-a doua era aici. Se pare că sunt spre finalizare cu ajutorul și a conducerii primăriei, domnul primar și domnul vice s-au implicat și sperăm să... Probabil și președintele Consiliului Județean. Domnul președinte e în permanență, e în foc continuu, că și datorită dumnealui s-a înfăptuit acest proiect, pentru că s-a implicat de la, de la început. Și în general, toți parlamentarii, toți... S-ar putea, s-ar putea în toamnă să fie gata și să înceapă să populeze cu... La Drăguțești va fi tot fermă de păsări. A, tot de păsări? Tot de păsări, nu pe porc. A, nu pe porc ziceau că vor să rezolve cu... Iezureniu, m-am întâmplat ceva probleme cu firma lichidatoare, adică i-a cerut o sumă enormă de, bani pe, pe zidul, de fapt pe teren, că trebuie să o ia de la capăt, probabil, inclusiv canalizarea, spuneau domnilor că nu mai e de actualitate, că e făcută pe timpurile când așa erau tubulatura altfel, deci trebuie schimbat tot. N-am mai discutat în ultima perioadă de situația de la Iezureni, dar interes este și până la urmă cred că... Este, până la urmă, dacă au luat, se implică și factorul politic... Exact. Au luat ferma de la... o fermă de la Hunedoara de, porci, de la Turda și un complex cu 40.000 de, capete, m-au și la Vâlcea, un complex tot la fel, dar de capacitate mai mică și vrea să se extindă și pe porc. Acum își făceau probleme de situația care e creată la Drăguțești. Nu știa probabil cum... nu se grăbesc, că nu se știe ce e cu pesta asta. Exact, da, își făceau tot felul... Porcina africană, tot felul care de... văd că face ravagii. Da, tot felul de calcule, când ne întâlnim, mă întreabă, care mai e situația? Ajunge? Nu ajunge? Stați liniștiți că... Da. Nu ajunge și la noi. Vom vedea. Dacă se, se vor implica să, facă ceva și la Iezureni, va fi un lucru foarte bun pentru județul Gorj. Da. E, totul e când se va face să ne aducă puiet de ăsta cu virusul pestei. Vă închipuiți că totul va fi sub control și vor fi monitorizați. Nu, să nu facem greșeli noi de... Ce este de fapt, domnul director, cu această... Cu această boală? Peste africană. Domnul Popescu, după cum ați văzut și noastră și discutam mai înainte de a intra în emisiune, e o problemă care, dacă e să fiu sincer, la nivelul județului Gorj, sper să nu ajungă. Și dacă mergem și gestionăm și monitorizăm și suntem în permanentă
permanent în acțiune în ceea ce privește această bolă, sper să nu, să nu avem probleme. Până astăzi avem 9 județe care au fost, în care sunt și au fost focare de peste porcină africană. Vă spuneam, pentru prima dată a apărut, primul focar a apărut în Satu Mare în mai 2017 prin consumul de produse de origine animală infestate aduse din Ucraina. Au apărut acolo 2 focare pe porc domestic în 2 GP-uri. Datorită reliefului, situația a fost mai ușor de gestionat, mă refer comparativ cu județul Tulcea. S-au închis, n-au mai fost probleme, după care a apărut anul acesta, tot la fel prin mai, dacă nu mă înșel, în județul Tulcea. Prin, acolo a fost... prin migrarea mistreților din Ucraina în delta Dunării. Au, datorită reliefului, situația a fost greu de gestionat, pentru că știți foarte bine, în delta Dunării și în general în județul Tulcea, animalele sunt lăsate libere. Libere, porcii domestici au luat contact cu mistreții și mistreții noștri au luat contact cu, cu mistreții veniți din, de la, din țara vecină și așa a început hora. Da. Personal am fost luna trecută în focare la acea fermă de 48.000 de capete care deja au fost lichidată. Și cum îi lichidează? Prin ucidere. Deci se lucra la gazare, deci erau remorci acoperite cu prelate etanși. Eu am prins în ziua aceea când am fost în fermă, se, erau scroafele care erau introduse în remorci, le gaza, vă închipuiți că era un, după moțăreau de noroc că erau prelatele rezistente și nu putea să iese cu ele, le, era un punct de lucru aici, erau 7 incineratoare în altă parte, care mergeau 12 ore non-stop să ucideau porci și să băgau la incinerat. Dar datorită faptului că mergeau pe lemne și cantitatea de lemne, era, era nevoie de o cantitate mare de lemne, s-a trecut la și la ucidere prin prin asomare cu cartuși. Deci lucrau colegii în permanență pe, pe mai multe fronturi. Și după aia îi îngropau? Sau ce? Apoi, da, apoi le făceau o groapă, un canal cu utilajele, ei eviscerau și spinteca inclusiv stomacul ca să nu mai fermenteze și îngropa în acele grob și acoperea cu pământ. A fost o muncă colosală, vă închipuiți. Județul Tulcea, prin personalul care l-a avut, n-a putut să facă față. Am fost nevoiți ca și noi, celelalte județe, unde am, nu am avut probleme, să trimitem colegi acolo cu aparatură, cu asomatoare, cu aparatură de dezinfecție, mașini, au stat... Și s-a rezolvat în județul Tulcea? Încă mai sunt focare. Uh-huh. Încă mai sunt focare. S-a rezolvat la ferma aceea, a fost lichidată, dar apar focare în GP-uri. Tot în ziua aceea când am fost la Tulcea, ne-a dus într-un GP, într-un focar la o familie care aveau un grajdi, cred că fusese grajdul fostului CAP-ului, după cum arăta, în care avea 27 de porcine, oamenii plângeau, se văitau ce să facă, că ăsta era singurul venit al lor. Da. Închipuiți,
Acțiunea a fost foarte greoaie, că în primul rând trebuia să stai de vorbă cu omul, să-l convingi că așa trebuie să procedeze, să ajungă la eutanasierea și la îngroparea animalelor. Bineînțeles că oamenii vor fi despăgubiți, era comisie de evaluare în permanență la fața locului, în momentul în care îl ucidau, să și făcea evaluarea, s-a plătit și se va plăti la prețul pieței. Asta e bine. Da, deci e bine că proprietarul nu a pierdut animalul, să zic așa, fără niciun venit, dar a fost o situație foarte, și este în continuare. Dar la cei din Satul Mare care au avut în 2017, acolo mai sunt probleme? Nu au mai fost probleme. Am mai apărut la Mistreț, dacă nu mă înșel, un focar două, și tot pe Mistreț a apărut în județele vecine Sălaj și Bihor, Bihor. da. Dar, v-am spus, datorită reliefului, acolo situația se poate gestiona Altfel. altfel. Din păcate, au ajuns și în județele limitrofe. Chiar astăzi am făcut o situație la direcție până a pleca. Sunt focare, 166 de focare. 166 de localități cu 766 de focare până la ora actuală, în cele 9 județe. Dacă mă întrebați pe mine ca și conducător de instituție Și ce specialist. așa și specialist, cum vom putea stăpâni această situație la nivelul județului Gorj, o să vă spun că încă de în luna sfârșitul lunii iulie am închis toate târgurile de animale. Deci nu se mai comercializează animale în târgurile din județul Gorj. Inclusiv târgurile, cum a fost la Godinești, la Drăgătești, cu vânzări de animale, au fost Alimpești era. alimpești închise. Nu, târgurile anuale, Da, mă da, refer da. aici, cum e pe 1 august la Godinești, cum era, că de fapt nu Da. s-a ținut, la Drăgătești, undeva la sfârșitul lunii iulie, nu s-a mai ținut. Noi facem controle pentru că știți cum e românul, vrea să Da. mai fie și pe lângă lege, trimite echipe în special prin sondaje în târgurile de animale care sunt autorizate la nivelul județului Gorj. Am remarcat faptul că oamenii au conștientizat, nu mai vin Am cu văzut la animale. televizor o situație interesantă și hilară totodată. Deci veniseră să le ia porcii și nu au vrut să-i dea. I-au tăiat și i-au mâncat. I-au băgat la ladă în frunte cu primarul. A, în focarul de peste bărcina africană, dar Da. probabil că acolo colegii nu au lămurit, Da, n-au avut ce face. inclusiv primarul în acea localitate. Da, am văzut la televizor Da, scena. da. Păi, Am asta e. înțeles că nu are nicio influență Nu, asupra omului. omul nu are nicio problemă, doar prin consumul de carne infestată, vă închipuiți că virusul Circulă. circulă Da. și are o virulență foarte mare și dacă nu respectăm legislația, ne pomenim că într-o lună zile Dar în nu poezie există mă... niciun vaccin, Nu niciun există. tratament, nimic. Nu există vaccin, nu există tratament. Înseamnă că nu s-au făcut cercetări. Bine, să și spune, pesta porcină africană, probabil Da, păi ce n-a se întâmplă? cercetat-o nimeni. Peste porcina africană a apărut pentru prima dată în Kenya. Eu când eram student și generația mea nu auzisem de peste decât în cărți, așa, la și alte Da. boli. Deci nu se punea în problema de apare Da. în Da. Da. Europa, nu în România. În Europa a apărut în 1958, dacă nu mă înșel, în Portugalia, la Lisabona, tot la fel, prin
consumul de către pasagerii avionului de produse infestate cu virusul venit din Africa. Din Africa. Au mai rămas resturi, le-a dat la porci în da. Lisabona și de acolo a apărut primul focar în Europa. Da. Apoi a apărut în, la o vecină, nu știu, în Ucraina. Da. Și în alte, Georgia, în Europa s-a difuzat. Dar celelalte, Spania, Franța, Germania, astea nu le-au apărut? Bă, da. Cred că Spania, dacă nu mă înșel, nu au avut. Da, că, no. De exemplu, spaniolii au acele picioare de porc și ei și italienii care le au peste tot în Spania, vezi în toate barurile, pulpele. Nu, a fost în Spania, nu. Da, am fost acolo și vezi ele nu, acolo și staie din ele, nu știu, cum pregătesc acele jamboane pe care le țin, nu în frigider, deci le țin, le vezi în bar, agățate, gutare și de acolo staie. Staie și îți dă pe loc. Da, consumind, da. Da. Cam asta a fost istoria cu pesta porcină africană, vă spuneam, omul nu, asta e un caz fericit că nu se îmbolnăvește omul de pesta porcină, dar în schimb se difuzează foarte repede virusul și odată îmbolnăvit animalul nu mai scapă. Nu mai scapă, da. Nu se pot face analize, de exemplu, înainte de a-l omorâ, ca să poți să folosești carnea. Că, de exemplu, în Brăila sunt 140.000 de porci. Nu cred că toți sunt infestați. Legislația în vigoare nu îți permite ca dintr-un focar unde a fost confirmată boala să dai carnea în consum. Deci, tot efectivul, nu se riscă, nu se riscă tot nimeni. Tot efectivul se ucide și nu se consumă. Boala a fost confirmată în baza unor analize de laborator. Vă închipuiți că a fost primată suspiciune, s-a recoltat probe de sânge, dacă au murit s-au recoltat organe și de aici, confirmându-se boala, s-a trecut la măsuri. Da. Aveți ceva, ați luat măsuri ca să, în afară de chestia cu târgurile, să nu intre în județ? Da, noi monitorizăm fiecare caz de îmbolnăvire prin medicii concesionari de la nivelul județului, dacă se întâmplă și am avut situații de genul ăsta, chiar dacă nu, din fericire nu a fost confirmat, dar noi ne-am deplasat la fața locului, am recoltat probe, monitorizăm efectivele de porci prin recoltarea de probe de sânge pe care le trimitem la IDSA. Am instituit filtre împreună cu poliția la intrarea dinspre județele vecine, chiar astăzi am avut o echipă la Țânțăreni, mâine voi pleca eu în echipă. Nu, dar mă gândeam chiar și cu mașinile care vin, știți cum era, să treacă prin chestia aia, prin deocamdată nu e cazul că noi nu suntem în zona de... Mașini care vin din Delta. Păi da, până ajung la noi, trec, vă închipuiți prin câte filtre scapă trec, pe asfalt, pe acolo. Trec prin județele unde sunt focare și colegii acolo le... au filtre de dezinfecție. La... Da. Noi doar verificăm mașinile care vin din alte județe, mașini cu ce transportă animale și mașini frigorifice ce transportă carne și produse din carne. Chiar astăzi am avut o echipă la Țânțărenii, a fost aplicată și o sancțiune pe o mașină frigorifică care nu îndeplinea condițiile de temperatură și a fost sancționată. La Țânțăreni am mai fost și eu acum 2 săptămâni, tot la fel am avut zona Motru Filtre, zona ieșirea spre Hunedoara, ieșirea spre Vâlcea. Mâine voi merge cu o echipă și eu pe traseu, voi pleca dimineața la prima oră, am anunțat deja poliția, va fi echipa cu noi acolo, deci
Monitorizăm, verificăm, sper că până acum nu am avut situații de a ne intra animale, respectiv porci, în alte județe. Oamenii conștientizează, au înțeles și nu am avut. Bine, acum știind că le omoară porcii și le iau porcii, s-ar putea ni să ne anunțe când văd ca un porc. Da, deci din discuțiile cu colegii din, la nivelul județ, DSV-urilor din județele unde sunt focare, nu-i mai anunț acum, îi sacrifică, îi bagă în ladă. Autoritatea a făcut demersuri în ceea ce privește confiscarea și controlele la nivelul GP-urilor, la aparatura frigorifică, carnea dacă a fost depozitată, să fie cântărită, evaluată și despăgubit. Da. Deci ar cam trebui gorjenii să stea liniștiți că să iau măsuri să da, nu gorjenii ar trebui pătrundă. Da, mie mi-era frică în sezonul estival cu turiștii care vor au mers în delta, dar acum suntem pe final și cred că nu mai e cazul. Și prin cumpărarea de produse de origine, respectiv porc, de la proprietarii, să fie cumpărate doar din unități autorizate sanitar-veterinar, pentru că aceste produse sunt verificate, au documente și nu e riscul de a aduce boala în județul nostru. Deci când se taie un porc, în afară, adică să fac toate analizele, în afară de, adică să face și de pestă porcina. Nu, se face doar de trichină. De trichină. Pentru a consuma carne. Dar dacă un porc e bolnav, omul... Dau exemplu, nu la noi în județ. În județul, da, să nu... zic, în județul Tulcea. Să vină cu... Dar ăsta e un caz rar, ca să poți să ajungi din județul Tulcea cu carnea în județul Gorj. Și să nu te... Da. Te... prinde nimeni până aici, e mare. Deci că... când tai porcul, nu poți să-ți dai seama dacă, adică nu se pot face și niște analize, să vezi dacă are peste. Nu, un specialist poate să-ți dea seama după modificările anatomopatologice, care dacă îl taie de, să zic așa, de necesitate, omul vede că e bolnav, adică are temperatură, pielea e înroșită, dar proprietarul nu își dă seama, nefiind de specialitate. Da. Dar sper că nu e cazul, că au să ne arunce și nouă în județ virusul. Da. Nu, vă spuneam, din fericire pentru noi, mai sunt câteva județe care le avem până la județele cu țeau focare și nu cred că... Care e cel mai apropiat județ? Păi Ilfovu, cred că. Ilfovu? Da. Deci acolo deci avem Brăila, Galați, Constanța, Tulcea în zona aia, Ialomița, Ialomița, Ilfov. Da, și da. În sus, Satul Mare, Bihor, Sălaș, care sunt departe. Da, 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 nu. Deci Ilfov e cel mai Ilfov aproape. Cel mai aproape, dar mai avem până la noi. Da. Colegii de la Dol și da, da. Pitești, Argeșu, nu? Vâlcea. Vâlcea. Da. Nu, mi-am spus, chiar vorbeam cu colegul de la Vâlcea, mă, soția acolo, că la o videoconferință acum 2-3 săptămâni. Da, iar o problemă care tot la televizor am auzit-o, pesta ovină și pesta caprină, micilor, de la bulgari. Micilor omegătoare, da. Și aici o poveste care, când eram student numai din cărți, o citeam așa la și alte boli. Da, a apărut din păcate și la vecinii noștri bulgarii în 2018, până astăzi sunt undeva la 6 focare, dacă nu mă înșel. Afectează în special rumegătoarele mici, oile și caprele, dar mai receptive sunt caprele tineretul, de la 4 luni la un an. Nici aici nu se vaccinează, nu se îmbolnăvește omul. Virusul este, să zic așa, mai slab. Nu e așa agresiv, nu probabil. Nu e agresiv, nu e ca, da, nu e ca cel african
Da, tot în Africa a fost tot acolo? Descoperită, da. Noi am avut zilele trecute videoconferințe cu conducerea autorității sanitar-veterinare pe tema asta. Știm ce avem de făcut, da. Ne mai rămas să specia ovine și caprine care da. N-a fost... Bulgarii ziceau că fac un gard la graniță da. Cu România să nu intre pesta porcina. Ei, da. E bun gardul ăla că nu vine și... nici pesta da. Ovine și caprine de la ei. Bine, mari consumatori de carne de oaie și de Întuci. Capră sunt țările arabe. Arabe. Deci... Da, sperăm să nu avem probleme. Dacă la porc o mai lungim câteva luni să ajungem în preajma Crăciunului, zic că suntem da, salvați. Da, da. Așa e, că după aia vine frigul, vine... Frigul, da, omul își taie porcul de bună da. Plăcere, nu să fie forțat să... Îl taie de necesitate, că Doamne ferește, e bună. Sperăm să gestionăm... Bine, și bistreții ăștia trec dintr-un județ în altul, prin păduri, prin astea? Da, trec, dar noi am avut o singură situație de un mistreț mort. La fel, am recoltat probe, am trimis la ea IDSEA la București. Nu e nicio problemă. Noi avem un număr mic de la nivelul județului Gorj, sunt undeva la după situația de la Silvic, undeva la 2300 și ceva de mistreți. Am înțeles că se va diminua numărul de da, păi ar trebui se va trece, da, se va trece la... Dea facilități vânătorilor să nu le mai ceară nu știu cât pe autorizația de porc mistreț și să le dea voie să împuște. Da, deja și astăzi, și ieri au venit vânătorii cu probe la noi, în weekend, în fiecare weekend să fac vânători, să da, organizeze, da. Da, probe. Bine, pentru... de fapt, acum pleacă și după hrană, au nenorocit porumbul pe la mulți da, în zona gospodări. În zona de sub munte... Primim... Nu numai de sub munte, eu vorbesc și de zona asta, albenii, am un băiat care da, chiar de acolo lucrează la mine și spune că dărâmă tot, struguri, porumb, da, sunt înfometați și... Chiar săptămâna trecută am primit o sesizare de la cineva din zona de sub munte, Polovraș, Baia de Fier, dacă nu da. Mă înșel, că e cineva care are un cazan și a aruncat borhotul în zona acolo și au venit mistreții la da? Și așa și i-a afectat cultura de porumb. Da. Da, da. A fost o echipă la fața locului, într-adevăr, așa e, dar nu e treaba noastră că nu ne putem noi ține la mistreți să nu vină. Da. Dar oamenii s-au înțeles și s-au remediat problema. Deci, cel mai apropiat focar în Bulgaria de România, pe unde ar fi? Aproape de Varna. Unde? Varna. Varna? Ah. Dar bine... Deci ar veni tot pe undeva pe la Constanța. Nu? Da. Nu? Da, da. E... Dar bine, să duc și turiști și acolo, deci... Da. Vă spunem, virusul nu este așa de agresiv, da, și dezinfectantele îl distrug da. Foarte ușor. Tot prin sacrificare se face și? Da, în momentul în care se depistează un focar în exploatația respectivă, vor fi ucise toate animalele din specia respectivă. Da. Chiar dacă nu sunt pozitive la analize, deci dacă un fermier are 10 capre, să zic, și la una a fost depistat virusul, se ucide tot efectivul, tot la fel va fi procedura de îngropare, de bine, la noi să sperăm că nu se întâmplă nimic, e transhumanța asta
A ciobanilor pleacă la iernat cu oile, se duc către Dunăre, către este. Ai noștri în special se duc către Banat, mă refer la județul Gorj. Da. E, se mai duceau și încolo, și către Dunăre, și către Constanța chiar. Da. Nu, acum în special spre, mă refer cel puțin în zona de Somunte, Tisbana, da. Padeș și spre Banat. Da, deci să nu ne facem griji. Deocamdată să stăm liniștiți, să fermierii să respecte indicațiile ce le primesc de la nivelul direcției sanitare veterinare și... Și este bine să anunțe dacă... Da, eu rog și pe această cale orice suspiciune să fie anunțată la medicul de la nivelul localității și apoi medicul ne va anunța imediat în secunda 2 pe noi și ne vom deplasa. Este tristă pe termen scurt, dar pe termen lung e benefică. E benefică, da. Da. Da, și e bine să știe. Da, da. Noi prin toate mijloacele de presă, de informare, asta le-am spus și le vom spune continuare. Da. E bine că județul nostru... Este oarecum ferit. De... E ferit. El este mai ascuns, așa, nici da. Drumuri europene nu, prea multe nu trec pe la noi. Da, într-un fel e bine, dar într-un da. Fel da. E rău. Domnul director, ne apropiem de sfârșit, deci dacă mai aveți ceva de spus gorjenilor în acest sens. Da, vreau să le mai spun încă o dată în ceea ce privește situația pestei porcine africane. În cazul în care depistează și noi pe parcursul acestor luni am avut situații bune în care deci proprietarul animalului, dacă a considerat, a depistat că este bolnav, imediat ne-a anunțat medicul, după cum spunea, noi ne-am deplasat, am luat măsuri după caz, dacă animalul a fost mort, a fost situație când animalul l-a găsit mort în gospodărie, am recoltat probele, am trimis, nu a fost cazul de declarare a bolii, deci asta aș avea rugăminte ca să putem să monitorizăm și totodată să fim și noi în permanență conectați, da. La, pentru că trebuie să dau o situație ori de câte ori e cazul la autoritate să monitorizăm. Eu vă mulțumesc, domnul director, și cu altă ocazie să vin cu mare plăcere. Bună seara, vă mulțumim că ați stat cu noi și sper că faceți ce v-a spus domnul director și va fi bine. La revedere. Numai bine, sănătate, ne vedem marța viitoare.